avem copii. O altă problemă, da? Da. Nu, tot din astea. Tot din astea. Dar stați puțin, că vă dau și alta. Cu minus. I-ați prins, domnul profesor, cu datoria, le place prăjitura mai scumpă, tu. Da. La magazin. Ia să vedem. Numerele naturale nenule, distincte A și B. Deci ce ne transmite asta? Nenule. Trebuie să căutăm numere? Nenule, naturale și distincte. Ce înseamnă? Diferite de zero, naturale și... Aia ca ieri. Și da. Distincte. Adică aceeași ca ieri. Aceeași ca ieri. Să fie egale. Distincte, neegale și nenule. Numere naturale, nenule, distincte A și B. Numerele A și B sunt cele mai mici. Sunt cele mai mici pentru care împărțirile. A împărțit la 2. Stați că nu înțeleg ce. Stai să scriem, drag. A împărțit la 2, împărțit la 2, împărțit la 2, împărțit la 2. De câte ori? De 4 ori. Da. De 3 ori văd că aici. Încă o dată. Încă o dată. Și B împărțit la 2 la fel, tot de 4 ori. B împărțit la ce? La 2, împărțit la 2, împărțit la 2 și împărțit la 2. Se efectuează exact. Aflați A plus B. Deci, numerele naturale, nenule, distincte, A și B, sunt cele mai mici pentru care împărțirile acestea se efectuează exact. Adică un număr care se împarte la 8, acum hai să fim logici. Nu-i neapărat. Pentru că 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 8. Și da, practic ai A împărțit la 8 este egal cu cât. Și trebuie un număr care se împarte la 8. Nu-i neapărat. Putem începe cu 8, 16, 24, 32, 40, 48. Putem să continuăm cu 56 și 62. Putem continua cu că și 70, 78, dar sunt o grămadă. La 8 sau la al la număr? 8. Trebuie să împartă la 8. De ce zice ea la 8, domnul profesor? Pentru că e 2 ăla se repetă. Adică tu, practic... Și trebuie să-l adun dacă e împărțire? Păi dacă pot. Operația inversă împărțirii, adunarea? Păi și mulțirea, ia mulți știți numele. Păi da, 2 ori 4, 2 ori 2, 2 ori 2. 16. 16. Deci primul număr care ar merge cel mai mic cu putință ca să se întâmple împărțirea exactă ar fi A egal cu 16. Următorul poate să fie, știu, 22. B-ul și B-ul care să fie minim? Că zice cele mai mici, domnul profesor. Corect. Cele mai mici? Și B-ul cine poate să fie? Ia uitați-mă. B-ul poate să fie... Păi da, tot. Tot 16. Și al doilea număr poate să fie... Da, distincte, da? 32. Nu, 22. Dar de ce 22? Pentru că se împarte. 22 se poate la 16. Deci, atenție, scrie și distincte. 32. Ia să vedem dacă așa stau lucrurile. Hai să-l vedem pe 16, să facem, să facem în prima împărțire. Casandra, trebuie să mă urmești. Deci 16 împărțit la 2, împărțit la 2, împărțit la 2, împărțit la 2. Hai să vedem, să facem... Nu, la, la primul, la primul nu înțeleg. Păi la primul, hai. Da, deci dacă este... A, de ce nu pot să-l pun 8? 8? Hai să vedem, de ce să facem 8? De ce să nu facem 8? 8 împărțit la 2, împărțit la 2. Împărțit la 2, împărțit la 2, egal cu. Știm că împărțirile se execută de la stânga la dreapta, în ordinea în care apar, da? Da. Deci 8 împărțit la 2, cât face aici? 4. Împărțit la 2, împărțit la 2, împărțit la 2 doar de 3 ori, da? Și 4 împărțit la 2 face 2. Și iar împărțit la 2, împărțit la 2. Și 2 la 2 face 1. Și 1 împărțit la 2 nu se poate. Nu se poate. Și pagă de la 1. Și la 16? Altfel. La 16 se vede. Merge la 16? Da, nu. La 16 se vede, merge? 16 împărțit la 2. 8. 8. Împărțit la 2. Împărțit 4, 2, la 2, 2 0, 2, 4, 2, 0. 2, 0. Normal că merge. 4, 2, 1, 4, 2, 2 face 4. 4, 4 împărțit la 2, împărțit la 2.
Face 2. 2 la 2. 1. 1. Primul număr e 16. Ok, și dacă ai 16, bei 32, că eu trebuie să fiu multiplu. Așa simțim, da? 16 plus 2. Stați puțin. 16 plus 2, 22, cum am zis eu. 16 plus 2. 24. 22 puneți. 24. 22. Deci B-ul e egal cu 22, da? Mai 22 2 la 2. El zice... Hai să vedem. Domnul profesor, eu zic 24. 22 împărțit la 2. Împărțit la 2. Păi 22 împărțit la 2 e 11. Și 11 nu se împărțit la 2. 5 minus. Da, și împărțit de la 2. Face deodată, prima dată. De aici vine 22. Împărțit la... La 2 facem 11, da? Da, profesor, eu merg cu 24. Să merg. Eu merg cu 32. Stai! Și eu merg cu 32. Eu merg cu 32. Eu merg cu 32. Cât? 24, da? 32 nu-i 2. 24. E egal cu 24. 24 împărțit la 2. 32. Împărțit la 2. Împărțit la 2. Egal cu... 24 împărțit la 2, 12. Aria, 12. Noi suntem cu 32. Împărțit la 2. Împărțit la 2, împărțit la 2. 24, 12 împărțit la 2 face 6. 6, da? 6 face împărțit la 2. Și împărțit la 2. 3 împărțit la 2, nu se poate. 6 împărțit la 2 face 3. 3 împărțit la 2. It can't go. Ai zis 32, vă rog. Domn profesor, eu ca să-mi da, vrem 32. Vezi 32. Deci B egal cu 32. 32, mami, cum era de la început. 32. Împărțit la 2. Împărțit la 2. Împărțit la 2. Care face? Aici face că 32 împărțit la 2 face 16. 16 împărțit la 2 face 8. 8 împărțit la 2, 4. Și 4 împărțit la 2? 2. 2. Deci face rezultatul. Fiindcă l-am luat dublului 16, am luat dublul 16, rezultatul este, la 16 rezultatul a fost 1, din dublul 16, rezultatul este 2. 2. Care ar urma următorul după 32? 32. 32. Nu, nu vă spun eu cât 48. Stai, da. Care ar urma după 32, care ar fi următorul? 48. Care 48. Corect. 48. Și la 4 o să fie de 4... Deci multipli de 16. 54. Deci multipli de 16, da? 64. Ies-mi 64. Și următorul după 64. Ia uitați, copii. După 64. Copii. A, multiplu de 16. Împărțit la 2. Împărțit la 2. Împărțit la 2. Împărțit la 2. Ei, de fapt, A împărțit la produsul lor. La 2 ori 2 ori 2 ori 2. Deci a face împărțirea asta repetată, e de fapt a face împărțirea la produsul celor care urmează după el. Și asta înseamnă că a împărțit la cine? La 16. Și de aici înseamnă că a trebuie să fie multiplu de 16. Dacă făceam 16 împărțit la 1, ne dădeam 1. Ca să mă convinc că ați înțeles. Vă rog să facem următor. Încă unul? Da, asta am da. Cât să fie bună, A împărțit la 2, împărțit la 3, împărțit la 5, împărțit la 7, împărțit la... Atât. Egal cu cine? Exact, împărțire exact. Hai, domn profesor, lasă că mi-ați... Facem 7 ori 5 ori 3 ori 2? Normal. Gata. 30. A, poate să fie cel mai mic număr pe al lui are 210. Pentru că 5 ori 2, 10, 10 ori 21, care dă 210. Lasă-ne și pe noi acum. Și apoi o să fie 420. E vorba de a împărțit la 630. 2 ori 3 ori 5 ori 7. Adică 5 ori 2, 10, 3 ori 7, 21 și ori 10, 210. Și apoi ar fi 420, da? Apoi ar fi 630, 840, deci apoi 1000 și tot așa, multiplu tiplilor de cât? De 210. Mai dați unul? Da, dar am prins chestia asta, mă bucur foarte mult.
Esențial a fost să înțelegeți că A trebuie să fie multiplul de 16. Mai dați-ne unul, domn profesor. Da, mi-e unul frumos, domn profesor. Da, 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 vă rog. V-ați prins aici. Nu ne-am prins. Eu m-am prins. Nu ne-am prins, nu știm nimic. Gata. Am un alt exercițiu. Produsul a 7 numere naturale este 7. Deci produsul a 7 numere naturale este 7. Se poate și cu datorie. A1, ori A2, ori A3, ori A4, ori A5, ori A6, ori A7, egal cu 7. Aflați? Să se afle suma. Suma numerelor. Dar putem să facem un împrumut. Da? Să faceți împrumut? Adică cu minus. Cu minus? Nu știu. Domn profesor, vă spun sigurat. Asigurat. Deci înmulțirea lor face 7. Da. Cât este suma? Cât este suma, corect, domnule? Numerele se pot copia. Cum adică se pot copia? Adică pot să fie la același. Pot să fie... Poți să-ți distincte. Poți termina 13. Sumele. Cum ai făcut? Ce numere poți să dea 7? Adică 1 plus 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1 de 6 ori plus 7. Ori 7 adică. Adică 1 ori 1 ori 1 ori 1 ori 1 ori 7. Și am făcut 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 ori 7 plus 7. Deci ca să dea aici, ca să dea mulțirea 7, înseamnă să fie 1 ori 1 ori 1 ori 1 ori 7. Ori 1 ori 1 și ori 7. Bine. Da? I'm the winner, because you atunci, don't know. Atunci, suma este 1 plus 1 plus 1. Cum să nu? Plus 1, da? Plus 1 de 6 ori. Eu am scris pe caieta, n-am înțeles. Da, da, să vedem. 6 și cu 6, 6 și cu 13. Da. Da? Deci e frumos să ieșiți-o. Ideea era cât ori cât să fac acolo. Mai dați-mi, vă rog. Da, 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 o să câștig. Nu, nu o să câștig. O să câștig. Așa, 8, numere de 8. No. Suma, produsul a 9 numere, a 1, 15, a 2, profesor. A 3, 15. A 4, puncte, puncte, a 9, este egal cu 9. Domn profesor, 15, 15. Atenție, produsul a 9 numere egal cu 9. 15. Cât este suma? 15. Mă adorm încălță, dar nu știu dacă e aceeași. Eu vă spun 15. Deci produsul a 9 numere este egal cu 9. Dacă 15 vă spun eu. Gândește-te. Dar poate nu e 5 și poate altceva. Dar poate e 15. Încearcă, e bună idee, poate să fie bine. Dar mai gândește și o altă variantă. La afară de 1 ori 16. Să se găsească cea mai mică sumă. 16. 16. Am calculat. 17. Dar să găsească cea mai mică sumă. 17 e cea mai mică. Atenție, cea mai mică sumă. 9. Nu știu. Eu am găsit 13 cea mai mică. 13? Cum ai gândit? Puteam să fie și 9, eu am făcut 3 plus 3. 3 ori 3. Ori 1, ori 1, ori 1. Deci uitați că am divizori. Deci există și posibilitatea asta. 3 ori 1, ori 1, ori 1, de 7 ori. Și am făcut 3 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Asta e poanta. 7 n-a avut divizori. 7 n-a avut divizori. Am păcălit. De, că dacă adunam mulțimea, nu trebuie să fie atent. Păi, așa să te oprești acolo. Nu încerci să mai analizezi. Eu am cerut suma minimă. Deci este și suma care ai spus-o tu. 9 și cu 8. 8 și 9, 17. Dar ce ne facem pentru sumă minimă? Nu mai dați da. Okay. Produsul a 12. Produsul a 12 numere, a 1, ori a 2, ori a 3, domn profesor, știu. A 12, e dat cu 12. Domn profesor, 4 și 3 și încă 10 numere. Ești sigur tu? Hai să ne dăm. Eu nu sunt foarte sigură. Uite așa. Deci găsiți suma
minimă a cifrelor. Suma numerelor respective. 6, 2, ori 1, ori 1, ori 1, poate să fie o variantă. 3 ori 4, 6, e o variantă. Domnul profesor, mai știu una. 12 ori 1, ori 1, ori 1, ori 1, ori 1. Dar aceea cu 12 ori 1, ori 1, ori 1, când aduni pe 11 și cu 12, da, unul de 11. Domnul profesor, eu am găsit 16. Suma? Am făcut 2 ori 2 ori 3 ori 1 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 ori 1. Ce face? Am făcut 2 ori 2, adică 4. A descompus, domn profesor. Am descompus pe 4. Și apoi de ori 1 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 și mi-a dat 16. Mai dați-mi, mai dați-mi. Mai dați-mi, gata, m-am prins și eu de fiecare. 2 ori 2 ori 2 ori 2. Da? Lasă-ne și pe noi. Da, 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 da. Dacă am văzut că voi nu sunteți buni, am gândit să... Nu, nu, nu. Cât este ceasul? Cred că e gata, doar. Nu, stați-vă! Încă una. Încă una. Produsul. Mai avem 2 minute în 3. Produsul a 16 numere. Atenție. Este 16. Da, e. Nu, nu. Produsul a 7 numere este 16. 7 numere este 16. Aflați suma minimă lor. Produsul a 7 numere. Da? Egal cu 16. Aflați suma minimă a numerelor. Pentru acasă asta, nu? Acasă, da. Nu. Eu am găsit 11. Am făcut 2 ori 2 ori 2 ori. Și eu am făcut același lucru. Adică am descompus pe 16 în 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 1 ori 1 ori. Și eu am făcut același 11. Dar nu știu dacă e cea mai bună. Și dacă este. E cea mai bună. Yes. Dar este variant. Uite! Este o variant, dar sumele, după descompunerile respective, sumele se mișcă. Și trebuie să găsiți pe cea mai mică. Păi asta e cea mai mică. De ce? Trebuie să-mi vedeți cu explicația. Pentru că, de exemplu, stați, să vă spun. Dacă am fi făcut 4 ori 4, 16. Dar am fi avut mai mulți de 1, care ar crește. Dar eu am pus mai mulți de 2 și am acoperit cea mai mare parte și au fost doar 3 de 1. Și atunci nu se mai poate altul decât acești 3 de 1. Pentru că noi, practic, îi adăugăm la cei 3 care noi am pus 1. Da. Deci nu mai există de cel mai mic. Vreau să fie explicația clară. Da? Deci tu spui că locuiți pe cei cu așa? Deci uite, de exemplu, noi am putea pune 4x4. Dar noi apoi am avea cu 2 unul mai mult. Așa că ar fi 8 plus 5. Și 8 plus 5 dă mai mult decât 11, dă 13, da? Da. Vedeți? Da, aici și apoi 8 ori 8 și ar mai fi suma. Ar fi 8 ori 8, dar și noi nu-i dat. 8 ori 2. 8 ori 2, mă scuzați. Și tot suma cât era? Pentru că cât era ca să am mai mult și ar fi loc de 4. Dar profesor, care era suma, că am uitat? Ha, ha, ha. Cât va da suma? Mie suma mea de 11. Cea mai mică, zice. Eu am făcut 5 de 2 și 1. Dar 5 de 2 de ce? La 16 nu se cap 5 de 2. Dar 4 de 2 nu se cap 4 de 2. 4 de 2, da? Puteți să mă corectați. Uitați-vă, n-am făcut simbol. 4 de 2 am scris. Uitați-vă. Și ai zis tu 5 fără să fii atent, da? Haideți copii, faceți finalul? Faceți sinteză la ei, domn profesor? Da. Probleme interesante, superbe. O, dar cum să pun probleme interesante? Cum că nu știți că au probleme interesante, da? Bine, probleme. Prima chestie care a fost. Probleme scoase din muncă. Cea mai mult prima... Prima problemă aceea cu... Avem sticker. Problema cu seiful. Cu seiful, da. Mi-am văzut la televizor. Alo, știu. Am să spun probleme de logică, da? Probleme de logică. Logică. Facem mai. După aceea, acestea cu A, B, C, domn profesor. Nu te vede. Mai fost și aceea cu condiția A, B, C, barat. A, B, C, 2.
Deci a fost ora cu ABC barat în condiții impuse. Da. Condiții impuse. Da. După aceea asta cu a împărțit la 2, împărțit la 2, împărțit la 2. Da, a împărțit la 2, împărțit la 2, împărțit la 2, împărțit la 2, da. Da. Și a fost și asta, asta. Problema acum, asta cu suma. Cu produsul, cu da? Produsul. Da, și cu suma. Produsul numerelor, da. Suma minimă. Egal. N-am notat cu S. Egal cu A1 plus A2 plus A. E. Cu S minim. Cu cine este egal? Da, o să vă dăm o formulă. Hai, închide. La revedere. La revedere. Să rămână și la